În episodul 10, Jade dă buzna în casa lui Jim spunând că a găsit soluția pentru alimentarea cu energie a antenei. El explică că deși cablurile nu sunt conectate nicăieri, ele tot produc curent electric. Jade face o demonstrație care îl convinge pe Jim că dacă vor folosi destule lămpii și cabluri vor reuși să transforme Colony House într-o baterie uriașă. Cei doi îi strâng pe oameni în restaurantul orașului și le cer să strângă toate lămpile și cablurile pe care le găsesc. În timp ce încearcă să scoată cablurile dintr-o ambulanță veche, Kenny îi spune lui Christy că o place. Ea spune că îl place destul de mult, dar este logodită și își iubește logodnica. Kenny se simte stânjenit și pleacă înainte ca atmosfera să devină și mai ciudată. Boyd și Sara sunt încă în cort și se întreabă ce anume le-a târât cortul în timpul nopții. Boyd își face curaj să iasă și observă peste tot în jurul lui numai pânze de păianjen. El se hotărăște să înainteze, chiar dacă Sara este speriată și ar prefera să se întoarcă. În timp ce vorbește cu Sara, Boyd aude pe cineva care strigă după ajutor. El urmează sunetul vocii și o găsește pe soția lui, Abby, prinsă într-o pânză de păianjen. Când Boyd se apropie, aceasta la pucă de mână, iar o mulțime de păianjeni este într-o pânză și se urcă pe Boyd șupindu-l. Cu toate că Sara insistă să se uite la mușcăturile de păianjen de pe corpul lui Boyd, el se încăpățânează și vrea doar să continue drumul. În timp ce toți lucrează pentru a ridica turnul, Elise vine și cere Fatimei să-l însoțească până afară. El se oprește și spune că acesta este locul în care era când a văzut-o prima dată, apoi îngenunchează și o cere de soție, oferindu-i un inel confecționat chiar de el din sârmă. Cu ajutorul oamenilor, Jim și Jade reușesc să construiască turnul pentru a monta antena, însă se pare că orașul s-a înfuriat pe ei pentru că se apropie o furtună imensă. Toți intră în casă pentru a se adăposti de ploaie, însă Jim și Donna rămân să încerce să capteze ceva prin stație. O voce de bărbat se face auzită, iar totul devine straniu când vocea îl strigă pe nume pe Jim, apoi îi spune că soția lui nu ar trebui să sape în subsolul casei. Jim o ia la fugă spre casa lui pentru a ajunge la Tabitha, dar până să ajungă el, Tabitha cade printr-o gaură și ajunge sub subsolul casei. Acum totul devine ciudat pentru că aici este și Victor, care îi spune Tabithei că nu sunt în siguranță. El spune că acesta este locul unde dorm monștrii ziua și pământul începe să se surpe acoperind gaura prin care a ajuns Tabitha aici. Înapoi la Boyd și Sara, ei înfruntă ploaia torențială prin pădure. Sara îl vede pe băiețelul în alb, care îi arată un copac magic și o îndeamnă să intre în gaura lui. Boyd intră primul și ajunge într-un fel de fântână adâncă, îngustă și fără apă. Pentru mai multe videoclipuri, nu uitați să vă abonați. Nu uitați să apăsați clopoțelul și butonul de like.